Continuăm în dimineața aceasta seria de predici din 1 Timotei. Iar titlul mesajului din dimineața aceasta, după cum ați anticipat, atât din text cât și din rugăciune, vorbim despre vremurile din urmă. Da? Așa spune cuvântul, vremurile din urmă. Și titlul pe care l-am dat acestui mesaj este Pregătiți pentru vremurile din urmă. Știați că cele mai ascultate predici, sau unele dintre cele mai ascultate predici în biserici de către credincioși, știți care sunt? Cele care vorbesc despre semnele sfârșitului, despre vremurile din urmă, despre revenirea Domnului Isus Hristos. Dacă vrei să captezi atenția publicului, ai în fața ta un public și vrei să captezi atenția, subiectul vremurilor din urmă stârnește întotdeauna și va stârni întotdeauna atât mintea cât și inima ascultătorilor. Ce subiect extraordinar și. Realitatea este, dragii mei, că în fiecare generație subiectul acesta a fost de un real interes pentru vremurile sfârșitului. Din totdeauna oamenii au fost preocupați de tema aceasta și vreau să vă spun în dimineața asta că nu e nimic rău. Nu e nimic rău să fii preocupat de revenirea Domnului Isus Hristos. Problema este cum se vorbește despre vremurile de pe urmă. Care este motivația pe care avem atunci când vorbim? Un lucru pe care l-am observat este că în necazul în anumite cercuri, în anumite biserici, este că motivația pe care o au anumiți vorbitori când ating subiectul acesta, motivația este una distorsionată. Din păcate, motivația multora nu este ca oamenii să fie mai pregătiți, să-și înțeleagă mai bine chemarea, să fie mai harnici în a împlini Marea Trimitere și așa mai departe, nu, adevărul este că stimulul unor vorbitori atunci când vorbesc de pe temi, de tematicile acestea este amăgirea, este puterea, este îmbogățirea. Și să știți că foarte mulți bani se fac pe subiectul acesta până în ziua de astăzi. Adevărul este, dragii mei, că subiectul acesta întotdeauna a captivat inimile și mințile oamenilor. De pildă, priviți în domeniul cinematografiei, una dintre, cele mai, una dintre cele mai apreciate, cele mai populare filme sunt filmele apocaliptice. Această creativitate, această idee, cum se vor desfășura lucrurile. Și problema cea mai mare este, dragii mei, că de-a lungul anilor, de-a lungul vremurilor, mulți oameni care au abordat subiectul acesta l-au abordat într-un mod nebiblic. Pretinzând că ei știu ziua când se va întoarce Domnul. Pretinzând că ei știu semnele sfârșitului. Și vreau să vă spun că ori de câte ori cineva a făcut precizări din acestea, ori de câte ori cineva s-a lansat în astfel de date, și sigur că toți au greșit, rezultatele au fost devastatoare în rândul creștinilor. De multe ori oamenii au rămas amăgiți, mulți au rămas în confuzie chiar ignoranță. Până în ziua de astăzi am întâlnit persoane care iau în bătaie de joc subiectul acesta. De ce? Pentru că ei nu mai pot să ia în serios vremurile din urmă și nu mai, chiar dacă sunt captivați de subiectul acesta din cauza că anumite persoane s-au lansat în anumite date. Aș putea să dau faptul că mulți credincioși, deși au Scriptura, nu înțeleg foarte bine ce ne spune Domnul despre vremurile din urmă. Ei bine, dragii mei, astăzi vom urmări ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre vremurile din urmă pe baza textului pe care l-am citit. Și n-aș vrea să vă spun ce zice Sami, ce zice fratele păstor despre vremurile din urmă, aș vrea să lăsăm pasajul pe care le avem în fața noastră să ne răspundă la această întrebare, și anume, ce vrea Dumnezeu, sau cum vrea Dumnezeu să ne pregătim pentru vremurile din urmă. Acum, vreau să fac o precizare înainte să intrăm în corpul pasajului. Vedeți, expresia aceasta este o expresie foarte importantă. Expresia aceasta, vremurile din urmă, apare foarte des în Noul Testament. Așa cum spunea și fratele Tim, probabil că cartea Iuda, epistola Iuda, este singura epistolă care tratează în ansamblu, de cea mai mare amploare, subiectul acesta. Și un lucru pe care l-am descoperit este că, un lucru interesant este că subiectul acesta, ideea aceasta, fraza aceasta, vremurile de pe urmă, a fost o învățătură lăsată pentru apostoli și a venit prin apostoli. Deci apostolii, dacă vreți, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, au spus că în vremurile de pe urmă, noi trebuie să fim atenți. De ce? Pentru că în vremurile de pe urmă, zice se vor ridica anumiți învățători falși, unii din biserică, alții din afara bisericii, și vor încerca să asalteze credința creștină, credința apostolică. Așadar, dragii mei, expresia aceasta vremule din urmă este și ar trebui să fie o avertizare în dimineața aceasta pentru noi. Totodată, învățăm din Noul Testament că, deși expresia aceasta apare foarte, foarte, foarte des, de fiecare dată când expresia aceasta apare în Noul Testament, ea se referă la un numit context explicit. Mi se pare fascinant faptul, dragii mei, că atunci când apare în Cuvântul lui Dumnezeu, să știți că cei care au scris vremurile de pe urmă n-au avut în minte generația noastră după o mie de ani sau după 2000 de ani. Nu, ci de fiecare dată când apare expresia aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu, ea este într-o anumită circunstanță, într-o anumită situație, se aplica și se plia pe o anumită biserică din Noul Testament pentru situația cu care se confrunta ea. Și vreau să vă spun că e foarte important observația aceasta. Știți de ce? Pentru că mulți văd expresia aceasta vremurile din urmă, expresia aceasta ruptă de contextul Noului Testament, de situația în care a fost scrisă. Și ei se gândesc, vremurile de pe urmă se referă doar la viitor, atunci aproape devenirea Domnului Isus Hristos. Pentru acesta este textul acesta. Însă pasajul nostru de-a arată că de fapt vremurile de pe urmă, expresia aceasta se referea la o situație cu care biserica din Efes se confrunta. Erau niște probleme de ordin moral acolo. Erau niște distorsionări ale învățăturii biblice și apostolice. Și, dragii mei, situația cu care se confruntau, Apostolul Pavel ridică problema aceasta și spune, atenție, în contextul vostru, în vremurile de pe urmă. În alte cuvinte, Apostolul Pavel sublinează faptul că vremurile de pe urmă nu era altceva decât o împlinire a unei profeții pentru situația cu care ei se confruntau. E foarte interesant, de exemplu, că în fapte capitolul 2 apare iarăși vremurile de pe urmă și în fapte capitolul 2 apostolul Petru ne spune din nou că se întâmplă anumite lucruri pentru generația lor și în contextul lui el a înțeles că pentru el se aplică vremurile de pe urmă. Dar ce este vremurile de pe urmă? Ce generație? Ce perioadă? La ce perioadă se referă expresia aceasta? Dragii mei, vremurile de pe urmă reprezintă perioada de la coborârea Duhului Sfânt, de la întemeierea bisericii, până când Domnul Iisus Hristos va reveni, până când va avea loc judecata aceea. Nu cred că primii creștini, când s-au gândit la vremurile de pe urmă, au avut în vedere de-a lungul viacurilor. Că expresia aceasta ne va cuprinde și pe noi. Dar îi mulțumim Domnului pentru vremurile de har în care El și-a extins mântuirea sa și planul lui de mântuire. Wow. Și iată, din timpul acesta suntem și noi parte. Deci expresia aceasta se referă la o perioadă începând cu coborârea Duhului Sfânt până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și foarte important să înțelegem lucrul acesta. Știți de ce? Pentru că sunt două implicații practice pentru noi dimineața aceasta. Cum ar trebui... Să ne pregătim pentru vremurile din urmă. Și primul gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, dacă vreți să vă notați, este că ne pregătim pentru zilele de pe urmă, conștientizând realitatea apostaziei. Iată ce spune versetul întâi. Dar Duhul spune lămurit. Nu apostolul Pavel, nu Sami Crișan, nu Micea Filip, nu Micea Moț, nu Vali Simion, Duhul lui Dumnezeu spune lămurit. Când în vremurile din urmă se va întâmpla ceva. Unii, zice cuvântul lui Dumnezeu, se vor repăta de credință. 70% dintre tinerii creștini, când termină liceul, spun sondajele de opinie, părăsesc credința creștină, părăsesc biserica, și după o decadă, deci după 10 ani, după ce Domnul îi cercetează la facultate, în familie, vin greutățile peste ei, o parte dintre ei se întorc înapoi în biserică. 70% să spun sondajele din America. Dragii mei, din nou, asta n-ar trebui să ne surprindă de ce, pentru că Duhul spune lămurit. Duhul spune explicit, în din urmă, unei credincioși se vor lepăda. Adaug la aceasta ceea ce se spunea cuvântul lui Dumnezeu sau Pavel în fapte 20 cu 29. Iată cum avertizează el biserica. Fapte 20 cu 29. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâi între voi ce lup răpitori, care nu vor cruța turma. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici din partea, de partea lor. Dragii mei, asta este o revelație pe care Apostolul Pavel a primit-o pentru biserica din Efes. Pe lângă această revelație, pe lângă acest gând din partea lui Pavel, iată cine spune Domnul Iisus Hristos în Matei 24, de la 9 la 13. Matei 24, de la 9 la 13. Poate ne ajută și frații de la media. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor reuni pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Domnul Iisus Hristos, dragii mei, ne învață că în vremurile de pe urmă, perioada aceasta va fi marcată de o îndepărtare de credință masivă în rândul credincioșilor. Credincioșii vor fi asaltați cu persecuții. Credincioșii vor fi asaltați cu învățături false și de într-o parte și din alta. Și asta va cauza această îndepărtare a unora de credință. Pavel merge mai departe și hai să vă dau încă un verset. 2 Tesaloniceni 2 de la 3 la 4. 2 Tesaloniceni 2 de la 3 la 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrenic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Făcând o analiză a ieșirii tinerilor din bisericile evanghelice, John MacArthur, într-una dintre cărțile lui, scria următoarele lucruri. Zice, apostazia este previzibilă și inevitabilă. Vor exista întotdeauna cei care vor da un răspuns temporar la Evanghelie. Dar n-au credința autentică. N-au rădăcina adânc în pământ. Așa zice el, n-ar trebui să fim surprinși când anumiți creștini pleacă din biserici. Ce ar trebui să ne amintim cuvintele din 1 Ioan 2 cu 19. Ei au ieșit din mijlocul nostru dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi ce au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Și mă gândesc în dimineața aceasta că poate și dumneavoastră cunoașteți persoane care au făcut o mărturisire publică în apa botezului, poate cunoașteți persoane care au declarat public că cunosc pe Domnul Isus Hristos, dar care mai apoi s-au îndepărtat de credință. Și poate că cel mai clar exemplu în mintea noastră este Ravi Zacharias, un om, de care, un om, care, a scris, un om dăruit, poate unul dintre cei mai puternici apologeți ai secolului al XXI-lea. Și Dumnezeu l-a cercetat spre finalul vieții, l-a cercetat cu cancer și a refuzat să se pocăiască. Oameni care, dragii mei, toate aparențele spuneau despre ei că sunt ai Domnului. Poate cunoașteți și dumneavoastră persoane care s-au alăturat bisericii, care și-au și declarat credința în Domnul Isus Hristos, dar poate că în inima lor nu s-au încrezut niciodată în Hristos. Oameni botezați în apă, ați văzut oameni de aceștia, dar nebotezați cu Duhul Sfânt. Oameni care sunt legați de trupul lui Hristos, de o biserică legată, locală, dar care nu sunt legați de trupul bisericii care este Hristos. Și Iuda, dragii mei, din toți cei 12 a fost exemplu ideal pentru acest caz. Un om care, dragii mei, a fost cu Hristos, a făcut probabil minuni împreună cu Hristos, a asistat la învățăturile lui, a fost implicat în tot ceea ce a făcut Hristos, dar inima lui n-a fost niciodată regenerată și schimbată. Prin urmare, dragii mei, cred eu în dimineața aceasta că ceea ce ar trebui să ne preocupe pe noi, ca și că credincioși, nu cred că ar trebui să fie când vine Domnul. Cred că preocuparea noastră cea mai importantă n-ar trebui să ne dăm cu părerea sau să aflăm dacă vine înainte de necazul cel mare, în mijlocul necazului cel mare, după necazul cel mare. Cred că preocuparea noastră, dragii mei, este credința noastră, este perseverența noastră în Evanghelie și în Domnul Isus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că, dragii mei, indiferent în ce tabără... Escatologic am fi, indiferent în ce tabără teologică am fi, indiferent că ești calvinist, că ești arminian, indiferent în ceea ce crezi din punct de vedere teologic, dragii mei, harul pe care Dumnezeu ni l-a arătat și darul mântuirii pe care el ni l-a oferit nu este nicio licență pentru unii să păcătuiască mai mult că se înmulțește harul, dar nu este nici momentul în care cineva își începe călătoria credinței și trebuie să-și câștige locul în cer prin meritele personale. O nu, dragii mei, indiferent cine ai fi, indiferent ce nuanță teologică ai, din momentul în care l-am urma, urmat pe Isus Hristos, am fost binecuvântați cu harul acesta, dragii mei. Noi toți trebuie să căutăm ce? Perseverența credinței noastre în Evanghelie și în Domnul Isus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Vă duceți aminte că la un moment dat Domnul Isus Hristos lansează o întrebare. Și întrebarea aceasta are de-a face cu vremurile din urmă. Și întrebarea la aceasta, dragii mei, șochează. Ori de câte ori o citesc, mă șochează. Și Domnul în Luca 18, cop spune așa, zice, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, de ce credeți că a adresat întrebarea aceasta Domnului Iisus Hristos? Că el nu știe, nu o să știe dacă o să fie credință sau nu. Sigur că știe, că doar este Dumnezeu. Întrebarea lui, de fapt, este altceva, nu este altceva decât o avertizare pentru noi. Cu privire la îndepărtarea de credință din vremurile acestea, din vremurile finale. De aceea, preocuparea noastră în aceste zile, în vremea în care trăim, dragii mei, ar trebui să fie perseverența noastră în credință. Fiindcă vremurile noastre, vremurile de pe urmă, sunt caracterizate de ce? Apostazie, lepădare de credință, îndepărtare de cuvânt și îndepărtare de Dumnezeu. Doamne, ai milă de generația noastră! Ai milă de noi! Ai milă de familiile noastre! Ai milă de noi, Doamne, sus și ajută-ne să ne odihnim în, în gândul că tu vei fi cu noi, că ești credincios promisiunilor tale! Dar, Doamne, ajută-ne să mergem cu credință pe calea aceasta a credinței, căutând perseverența și sfințenia. Acum poate unii dintre dumneavoastră, ascultând mesajul acesta, vă întrebați, frate Sami, dar cum poate o persoană care ieri l-a mărturisit pe Isus Hristos, mâine să se lepede din el? Adică cineva care a fost în apa botezului, cum poate să întoarcă spatele celui care a făgăduit că îl va urma până la sfârșitul vieții? Și cu toate acestea, realitatea și exemple din biserică ne arată că sunt tineri, sunt persoane. Și Pavel explică cum se întâmplă lucrul acesta. Uitați-vă în versetul 2. Zice, unii se vor îndepărta de credință apropiindu-se de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor. Și un alt adevăr pe care îl găsesc în dimineața aceasta este că ne pregătim pentru zile din urmă, știți cum? conștientizând subtilitatea apostaziei. Uite ce zice cuvântul, zice, unii se vor îndepărta de credință apropindu se de duhuri înșelătoare și adevărul este că sunt persoane care se apropie de astfel de duhuri și te vei întreba, frate Sabi, dar cum se pot unii apropia de astfel de duhuri? Știți cum? Vă mai aduceți aminte că în perioada aceea în care Domnul a trimis pe Moise și pe Aron să scoată poporul Israel de sub robia egipteană, Domnul făcea minuni prin cele 10 plăgi prin Moise și interesant, Moise făcea niște lucrări extraordinare și alături de el, vrăjitorii, cu aceeași putere, cu aceeași autoritate, făceau autoritate din partea celui rău, făceau minuni asemănătoare. Și te întreb, cum poate cineva să se apropie de duhurile acestea? De ce? Pentru că, dragii mei, duhurile pot fi atât de înșelătoare Încât unii oameni, dragii mei, uitați-vă ce zice cuvântul, pentru că nu sunt precauți, pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu cunosc bine scripturile, ajung să cadă în plasă aceasta. Ba mai mult, cred că în punctul acesta se ajunge când cineva nu ia seama la avertizările Duhului Sfânt. Și dăm voie să te întreb în dimineața aceasta. Dragul meu, tu, noi ca biserică, noi ca oameni, luăm atenție Acordăm atenție avertizărilor Duhului Sfânt? Suntem noi conștienți, dragii mei, că în planul diavolului da, este ca noi să tratăm păcatele cu cea mai mare superficialitate? Poate că n-ar fi rău în dimineața aceasta să ne facem o analiză sufletelor noastre și poate să conștientizăm că în spatele ispitelor de zi cu zi este diavolul care încearcă cu orice preț, așa cum am citit în cuvânt, ce să facă? Să ne facă să ne determine să renunțăm la credință. Așadar, poate n-ar fi rău să privim în momentele acelea de ispitire în care suntem ispitiți să nu-L iubim pe fratele nostru, să nu ne împăcăm cu sora noastră, să nu-i acordăm iertarea de care nevoie. Poate n-ar fi rău să conștientizăm că în spatele acestor gânduri să de fapt diavolul care încearcă să ne depărteze. Poate că n-ar fi rău să ne gândim atunci când sunt ispitit să-mi pierd răbdarea cu partenerul de lângă mine, cu soțul, cu soția, cu copilul, cu cei care sunt în anturajul meu. Poate că în momentele în care sunt ispitit să izbucnesc ca mai apoi să trebuiască să-mi cer iertare, poate ar trebui să mă gândesc în spatele acestei ieșiri este diavolul care încearcă să mă îndepărteze de cădință. Poate că, dragul meu, atunci când nu am dorința să deschid cuvântul, să mă rog au trecut două, trei zile, a trecut o săptămână și nu am dorință, n-am poftă de cuvânt, poate că n-ar trebui, poate că n-ar fi rău să mă gândesc, că poate în spatele acestei dorințe nu este altceva decât diavolul care încearcă să mă îndepărteze. Amintește-ți, dragul meu, ce a spus Hristos. Însă vreau să vă spun în dimineața aceasta, partea bună, vestea bună acestui gând, acestui atsal prin care trecem fiecare dintre noi, este evenimentul și momentul în care Hristos se adresează lui Petru. Și vă aduceți aminte, în Luca 23 cu 32, Cristos îi spune următoarele cuvinte lui Petru. Zice, Simone, Simone, iată satana a cerut să vă cearnă, așa cum se cerne grâul, dar m-am rugat fierbinte pentru tine ca să nu ți se piardă credința. Ascultați? Iar când te vei întoarce, întărește pe frații tăi. M-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Vedeți, dragii mei, când Satan l-a ispitit pe, pe Petru, intenția lui n-a fost ca Petru să se potignească și apoi iară să revină pe picioare, nu. Zice cuvântul lui Dumnezeu că speranța lui și dorința lui a fost să se lepede, dar Dumnezeu i-a dat putere să se pocăiască. Dumnezeu a auzit rugăciunea lui Hristos și a păstrat credința lui Petru, de ce? Ca acesta să nu se îndepărteze și asta e speranța noastră în dimineața aceasta. Ca și copia lui Dumnezeu, el face. Rugăciuni necontenite pentru sufletul tău, pentru sufletul meu, pentru fiecare dintre noi, la toate asalturile pe care le aruncă cel rău în fața noastră. Dar Pavel continuă și mai redă o a doua unealtă prin care cel rău compromite viața noastră. Ascultați ce zice. Zice, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fielul roșu în însuși cugetul lor, dragii mei. Apostazia nu vine doar prin duhuri. Și apostazia vine și prin oameni. Și ce înseamnă să fii însemnat cu fielul roșu în cugetul lor? E foarte interesant că cugetul, dragii mei, știți ce este? Este un dar de la Dumnezeu. Este acea capacitate interioară, acea capacitate mentală de a face diferența dintre bine și rău. Vedeți, animalele n-au capacitatea aceasta. Ai un câine, de exemplu, și îl dresezi ca oricine intră în curtea ta, el să păzească curtea. Și l-ai antrenat, l-ai dresat, și nu contează că în curtea ta intră un hoț sau intră un copil nevinovat, câinele va sări pe el. De ce? Pentru că câinele nu are capacitatea de deșerne. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romane 8 și 10 că Dumnezeu a pus acest dar, cuget în inimile noastre, în cele mai îndepărtate triburi și la alea care n-a ajuns Evanghelia. Dumnezeu a pus conștiință, a pus simțământul acesta de bine și de rău. Creatorul Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că această conștiință, acest cuget, poate să fie la unii mai slab și la unii mai puternic. La unii care sunt proaspăți veniți în credință, la unii care sunt în afară, credința, cugetul lor este mai slab, de aceea Cuvântul lui Dumnezeu spune să nu fim o pricină de potignire pentru cei proaspăți veniți la credință. Dar vedeți, cugetul întotdeauna se maturizează prin ce? Prin citirea, cunoașterea Cuvântului Dumnezeu. Însă despre cuget, Cuvântul ne spune, ascultați încă un lucru, că acest cuget și această conștiință poate fi murdărită și chiar cauterizată. Asta e cuvântul. Zice înroșit ca cu un, o bucată de metal, înroșit și cauterizat. Ce înseamnă locul acesta, dragii mei? Ori de câte ori un credincios acționează împotriva conștiinței lui. Ori de câte ori tu și cu mine facem un lucru și conștiința ne acuză, nu-mi dă liniște. Poate îmi zice unul și altul, nu mai fă lucrul acela. Și eu totuși acționez împotriva conștiinței mele. Cuvântul lui Dumnezeu spune că acea conștiință este un pasaj în Biblie care zice conștiința poate fi murdărită, conștiința poate fi spurcată și într-un final ea poate fi cauterizată. Spunea fratele Tim, știți ce înseamnă conștiința cauterizată? În momentul în care te arzi și arsura este cravă și este adâncă și atacă țesuturile acelea ale pielii, în momentul acela pielea nu mai simte nimic. Este ca acea bătătură din palmă pentru cei care sunteți implicați în acțiuni fizice, e pielea aceea care e pe palmă, dar e moartă, e tare, așa ajunge conștiința în anumite momente în care atunci când conștiința îmi spune, atunci când Duhul lui Dumnezeu îmi spune, când văd păcatul, când, 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 când îmi împietresc singur inima și nu ascult de cuvântul lui Dumnezeu, conștiința mea, dragii mei, ajunge să nu mă mai mustre. Și ce era odată un păcat, nu mai ajunge să fie păcat. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, în vremurile de pe urmă vor fi unii care vor ajunge în situația aceasta. De aceea, dragii mei, Duhul Sfânt pentru Biserica New Life are un mesaj de cercetare. În vremurile de pe urmă, zice cuvântul, unii creștini se vor îndepărta de adevărata credință. Unii creștini vor fi atașați, se vor atașa de duhuri înșelătoare, unii creștini se vor atașa de învățături nebiblice și de învățători falși. Și expresia aceasta unii creștini, să știți că mi-a dat de gândit ce m-a întrebat, oare, Doamne, câți dintre cei cu care ne vom întâlni duminică dimineața se numără prin acei creștini? Vreau să înțelegi astăzi că pericul apostaziei din vremurile sfârșitului nu sunt pentru a ne speria, dar sunt pentru a trage un semnal de alarmă, pentru a fi precauți și a înțelege ce vrea Dumnezeu cu privire la, urmă, cu privire la mine în vremurile acestea în care trăim. Dragii mei, înțelegerea vremurilor de pe urmă ar trebui să ne determine în această dimineață. Să fim precauți cu privire la ce ascultăm și pe cine ascultăm, așa cum am auzit în mesajul din limba engleză. Să fim precauți, dragii mei, cu privire la sursele noastre care ne informează. Vă chem în dimineața aceasta să vă luați învățătura nu doar duminica, nu de la anumiți păstori de pe internet, ci efectiv să deschideți cuvântul lui Dumnezeu și să studiați și să lăsați cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, înțelegerea vremurilor de pe urmă ar trebui să ne determine, să ne evaluăm într-un mod foarte serios. Unde sunt în credința mea și unde ești în credința ta? Ești copilul lui Dumnezeu? Sunt copilul lui Dumnezeu? Sau sunt însemnat cu fielul roșu? Dacă în dimineața aceasta îți dai seama că nu-L cunoști pe Dumnezeu, nu cunoști pe Hristos, inima ta este departe de inima lui Hristos, viața mea este departe de viața lui Hristos, te chem să spui toată speranța în El. În vremurile de pe urmă, singurul care te poate păzi este Hristos și prezența Lui și puterea Lui. De aceea, în momentele care urmează, vreau să spun că modul în care ne putem păzi în vremurile de pe urmă este să înțelegem, dragii mei, că apostazia este tactica diavolului. Să înțelegem amploarea apostaziei, să înțelegem subtilitatea apostaziei și să ne aruncăm în brațele lui Hristos. Și să depindem de El, dragii mei. Să ne ancorăm în cuvântul lui Dumnezeu. Să studiem Scriptura lui Dumnezeu, să studiem Scriptura și cuvântul Său în fiecare zi. Să înțelegem, dragii mei, că în joc este sufletul și viața noastră. Să înțelegem, dragii mei, că pentru sufletul nostru, Hristos a plătit cu propriul lui sânge. Mă rog ca Domnul în vremul acesta să ne întărească. El să ne cerceteze, să fim alerți, să veghem fiecare dintre noi. Și mă rog ca atunci când va suna trâmbița și când va veni, ca popor al său răscumpărat, să ne întâlnim cu El în glorie și în slavă. Amen.